I think that it's very important, these type of events here today, and INL is very proud to partner with La Strada here in Moldova to offer these type of training events. It's very important to us to have that partnership with organizations here on the ground in Moldova, because the participation of the police and of the authorities and also with the civil society is really important to make a successful program for the long term, to really help the institutions change and help people become aware of the serious issues of sexual assault and gender-based violence. Training today was for police, and we can also see that these types of trainings will be very helpful to other parts of the justice sector, and for us that would include prosecutors and also judges, because really all of the justice sector institutions have a role to play in combating sexual and gender-based violence, and we hope that in the future with our partnership with La Strada that we will be able to offer this training to other parts of the justice sector as well. În ultima perioadă, activitatea poliției se axează nu doar pe descoperirea infracțiunilor, ci pe prevenirea acestora prin multiple activități bazate pe profilul criminologic al victimei, al infractorului, precum și de stabilirea locurilor pasibile de săvârșire a faptelor prejudiciabile. Consider oportun demararea mai multor campanii naționale de informare a populației privind infracțiunile ce țin de violența sexuală. La moment avem peste 500 de ofițeri de urmărire penală, judecători și procurori care au fost instruiți în cadrul acestor seminarii. Da, noi vorbim foarte mult de atitudini, percepții și stereotipuri și încercăm să lucrăm pe asta pentru a schimba atitudinea participanților. Totodată vorbim despre aspecte importante la etapa de urmărire penală, care este rolul și responsabilitatea sau cum trebuie să gestioneze corect din punct de vedere a drepturilor omului și din punct de vedere al necesităților victimei, atât ofițerii de urmărire penală, cât și procurorii și la fel, bineînțeles, din perspectiva judecătorilor, cum să echilibreze și să acorde maximal atenție drepturilor părților vătămate și să le asigure o justiție echitabilă și restaurativă, adică o justiție care să o repună în drepturi și să condamne făptuitorul proporțional infracțiunii pe care a comis-o. În primul rând a fost un seminar foarte util datorită faptului că formatorii au fost în primul rând practicieni care fiecare exemplu, fiecare caz l-au exemplificat, oferindu-ne anumite detalii care ne vor ajuta în practică, nemijlocit. De asemenea, țin să mulțumesc Centrul Internațional La Strada, Ambasada Statelor Unite Republica Moldova, Inspectoratul General al Poliției, nemijlocit formatorilor din Procuratura Generală și Centrul de Medicină Legală, care ne-au oferit niște informații de un conținut foarte util pe care ne vom stărui să le transmitem colegilor din inspectorate din teritoriu. Concluzia mea că și-au schimbat abordarea față de genere de infracțiunile cu caracter sexual și metodica de investigare a lor. Cred că vor aborda aceste crime deja ca niște cele mai grave crime care pot fi comise împotriva unei persoane și respectiv vor depune toate eforturile pentru a asigura niște anchete eficiente și conforme standardelor internaționale în materie. Majoritatea din ei chiar au manifestat interes mai înalt de a se specializa pe acest segment de infracționalitate și de a fi instruiți în domeniul corespunzător. Cred că după aceste seminare, atât ofițerii de urmărire penală cât și procurorii își vor schimba abordarea în ce privește comunicarea cu eventualele victime, pentru că sunt niște reguli specifice de comunicare cu astfel categorii de victime ale infracțiunilor. Respectiv, cred că și atitudinea lor se va schimba. În special vor fi șterse stereotipurile anterioare care vin undeva dintr-o cultură mai veche, că victima undeva își poartă o parte din vină pentru faptul ce s-a întâmplat cu ea.
Oricum se schimbă, relațiile sociale sunt în deplină evaluare, se schimbă percepția noastră ce ține de victimele infracțiunilor sexuale, de încadrare acestor fapte. Și ele permanent urmează a fi evaluate, încadrate și dacă cu 5-10 ani în urmă nu, specialiștii nu cunoșteau așa noțiuni ca revictimizarea sau acum deja se pune problema ce ține de drepturile victimelor infracțiunilor sexuale, anume de repararea prejudiciilor, de evitarea revictimizării acestea, de audierea în condiții speciale. De ce noi ca specialiști permanent trebuie să participăm la aceste seminare? Pentru că problema este pe cât de veche este, pe atât de nou, pe atât de interesantă și evolutivă. Adică eu, în calitatea mea de judecător, deja particip la examinarea cauzei atunci când s-a săvârșit infracțiunea. Dar ne interesează și ține și modul de efectuare a urmăririi penale. Mie personal mi-a fost foarte interesant pentru că au fost formatori atât din sectorul de la urmărire penală, procurori care au expus punctele lor de vedere și ține de urmărire penală, atât formatori de la judecarea cauzei, judecători în demisie și judecători, experți care sunt participanți acestui proces și, evident, orice recomandare și sugestie inovativă și, mă rog, corectă în acest domeniu, pentru noi este binevenită. Consider și chiar recomand și colegilor mei care au un stagiu mare de lucru, o practică bogată în domeniu, să frecventeze, să se înscrie și să frecventeze aceste seminarii, care consider eu că oricum își vor schimba viziunea și părerile în administrarea, instrumentarea probelor, cât și judecarea asemenea cazuri. Aș vrea să menționez că impactul acestor seminare, acestor instruiri, a fost unul extrem de pozitiv. Ori, ca judecător al Curții Supreme de Justiție și ca formator al Institutului Național al Justiției, am avut posibilitatea să văd, să-i spunem așa, folosul real al acestor instrucțiuni. Pot să vă spun acum chiar cu mândrie că primele rezultate deja le avem. Și aceste rezultate se manifestă prin urgentarea procedurilor de examinare a cauzelor ce țin de infracțiunile cu caracter sexual. În al doilea rând, este vorba despre abordarea mai promptă, mai corectă a subiectelor ca atare la această tematică. De asemenea, aș pune accentul pe atitudinea, pe o cu totul altă atitudine a judecătorilor față de categorie respectivă de infracțiuni. Mă bucur să constat acum că în cadrul acestor seminare ne-a reușit să schimbăm cumva mentalitatea atât a procurorilor cât și a judecătorilor. Dacă e să vorbim despre promotorii acestui proiect, Asociația La Strada, aș vrea să menționez că, cu bună seamă, rolul lor a fost unul decisiv. Deoarece, și aici iarăși pun accentul pe activitatea mea de judecător în toate instanțele pe parcursul anilor, cu siguranță, acolo unde au participat în cadrul dosarelor concrete reprezentanții Asociației La Strada ca apărători, să-i spunem așa, și acum nu vorbesc de avocați, ca apărători ai victimilor abuzului sexual, dosarele au fost examinate cu mult mai mult succes. Aici mă refer atât la proceduri nemijlocit, cât și la termene. Ceea ce în viziunea mea insuflă o siguranță victimelor, dar dacă vreți, ținând cont de situația victimei, noi vorbim de fapt despre o siguranță a unei femei într-o societate democratică.